Președintele Liberalilor Brașoveni și al Consiliului Județean, Adrian Ioan Veștea, ține cont de părerile cetățenilor. Acesta a organizat o întâlnire cu locuitorii din Făgăraș după experiențe similare în Zărnești și Rupea. Cei care au intrat în dialog cu Adrian Veștea au avut ocazia să-i adreseze întrebări, dar și să vină cu propuneri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. De asemenea, au fost prezentate în detaliu proiectele pe care Consiliul Județean le implementează, de la aeroport și infrastructură până la investițiile din domeniul sănătății, accesarea banilor europeni și bugetul propriu fiind singurele soluții financiare pentru județul Brașov. Este un moment al bilanțului, este momentul în care eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean și cu, împreună cu echipa cu care am lucrat în acești ani, venim să le prezentăm proiectele care le-am implementat sau care sunt în implementare la nivelul județului nostru. Mă bucur foarte mult că domnul președinte a avut timp să vină la Făgăraș. Este angrenat în foarte multe proiecte, aleargă de dimineața până seara, de la spital până la drumul de sub munte și la aeroport. Inițiativa domnului președinte a Consiliului Județean Adrian Veștea a fost foarte bună. De fapt, a fost o dezbatere cu cetățenii din municipiul Făgăraș și nu numai, și din județ. Și faptul că eu răspund de anumite localități din județul Brașov și că a atins câteva puncte importante care s-au și realizat de către Consiliul Județean Brașov. Făgărășenii cărora li s-a răspuns la toate întrebările s-au declarat mulțumiți de dialogul față în față cu președintele Consiliului Județean Brașov. De finalizarea drumului de sub munte. După cum bine știți, împreună cu colegii noștri primari care au fost, deci am fost prezenți în momentul în care am emis ordinul de începere. Ordinul de începere, dacă nu mă știu, cam undeva cu o lună jumătate a fost emis. Deja se lucrează la un pod la vista de sus, din ce am văzut pe comunicările făcute de firma care a câștigat. Termenul este undeva la 32 de luni. Că a avut răspuns pentru toate întrebările pe care s-au pus în sală. Eu zic că este un eveniment reușit și cred că ar mai trebui făcute evenimente de genul ăsta pentru informarea cetățeanului din Făgăraș. Ca de obicei, un discurs adecvat la toate temele duse până la bun sfârșit, o întâlnire deosebită. Pentru dezvoltarea personală, în ultimul timp se fac cât mai multe proiecte și mi se pare foarte bine chestia asta. Adică, cel puțin în Făgăraș avem o grămadă de proiecte pentru tineret. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Ioan Veștea, spune că va organiza și în perioada următoare întâlniri atât cu cetățenii din municipiul Brașov, cât și cu cei din județ, iar discuțiile se vor concretiza în proiecte cu adevărat utile.